Aseara am intrat pe Discord cu Galunangu și încă câțiva și evident și cu Felipe, după cum vedeți. Și l-am cam demascat, vă arăt imediat secvența respectivă și încă niște cadre în care am mai vorbit cu el. Ce să mai, cred că am rezolvat acest caz. E fals. Bă, mai deschide tabur că-ți da crash calculatorul acum. Lasă, mai Pe înghele din ce cont ele. ești? Ia Crește tu deschide, și aici? ia asta, ia dă click pe cont. Că văd că ai... Căutați. Auzi, dă-i Căutați click pe... pe Ia dă-i imagine. click pe cont. Că îi zici Dă click că... pe poza ta de pe Te Google. rog, dă-i click pe poza de pe Imediat. Google. Că ai zis că seamănă perfect cu poza de pe contul ăla, interpret Felipe și nu știu ce și... Hai să Dar vedem nu, e emailul, să contul știi ăla care pe este care emailul lui. noi, uite, Răducu așa zis Dă-i sus. click pe el. Năstase Răducu 3 așa. Nu, ăla e contul secundar. Ah, da, ai Uite, numai... are doar Și două mai el avea conturi. pe alt. Ăsta e ăla de gaming, da. Da, Și ești de regizorul. Ia dă un N-ai pic ce pe să zic. ia dă pe adăugați al cont, ia apasă acolo. Bun. Te rog, hai să vedem. Și hai să vedem câte așa fa... Și trebuie să mai fie unul să adaugi un alt cont. Folosiți alt cont, ia apasă acolo. Apasă acolo. Așa, șterge și doar dă click după. Șterge. Nu, șterge tot ce scrie acolo. Șterge emailul ăla. Dă-i delete. Așa. Ia uite. Opa, opa. Auzi, Robiță, dai. Ia uite, bă, că ți-aș gura. Ai un Ei, hey, sunt conturile mele, nu vedeți că ăla era... Bă, e în game pe fiecare, să vedem că se vedem parte. Bă, cum se numește? Nu mai fă partea cea Andreea, nu? Era unul Andreea. Unul Costac, eu Andreea, unul Andreea, hai de cap. Gata, gata, stai că... Cam asta a fost și faza. Discuția întreagă au mai registrat-o și alții, aștept să-mi trimeată linkul ca să-l pun în descriere. Cred că v-am lămurit pe toți care faza cu Felipe, s-au văzut acolo toate e-mailurile pe care le avea el făcute și putea să-i conecteze cu ele pe YouTube sau pe Facebook sau pe orice ca să-și facă conturi. În orice caz, dacă o să aveți parte de el, încercați să le vedeți cât mai mult, îi dați într-un bloc și scăpați de el. Și ce să zic, cam atât. Aveți grijă cu ce oameni vorbiți pe internet, dar și în realitate că pot fi periculoși. Hai, aveți grijă de voi. Ciao, les.